Vrei să te apuci de YouTube și vrei o pereche de căști bune cu un microfon decent? Vrei să nu te mai înjure prietenii că te auzi ca din fundul curții? Ei bine, ai putea să te uiți la căștile Rocket Cone XTD Stereo, niște căști all-round de gaming și de ascultat muzică cu un preț decent. Țin să menționez că acest videoclip nu este o sponsorizare plătită, ci doar un review. Bun, hai să începem. Căștile au un aspect simplu, cupele având niște pernițe dintr-un material moale, textil, care te ajută să nu transpiri. Acest material fiind prezent și pe banda de plastic dintre cupe care îi conferă un confort ridicat. Adică, mai simplu, sunt foarte confortabile și nu te vor durea urechile după câteva ore de gaming. Sunetul este unul foarte bun pentru o pereche de căști de gaming, mai ales la acest preț. Acesta are o plajă de frecvență între 20 și 20.000 de Hz și o impedanță de 32 de ohmi. Microfonul detașabil este și el foarte bun, uitați aici un test. La capitolul microfon, aceste căști se comportă excelent. Acest microfon pe care l-auziți acum este acesta de aici și pot spune că se aude genial pentru un microfon de căști. Eu sunt ok pentru vorbit pe Skype cu prietenii și vorbit in-game pe CSGO și poate pot să-ți încep și un canal de YouTube cu acest microfon, pentru că, să fim serioși, nu sunt atât de rău și acest sunet este needitat, deci așa se aude rău. Dacă îl editați într-un program precum Audacity, îl puteți face să sune mult, mult mai bine. În concluzie, căștile Rocket Cone XTD Stereo sunt niște căști foarte confortabile, cu un preț decent, cu un sunet destul de bun și un microfon la fel de decent, care sincer mi-au plăcut să le folosesc în timpul testării și chiar vi le recomand. Spre exemplu, eu folosesc o pereche de căști Sony de audio foarte, foarte bune, dar au fost și mult mai scumpe decât aceste Rocket-uri și pot spune că sunetul dintre ele nu este cu mult mai diferit. Bine, astea se aud mai prost, dar nu cu mult mai prost. Astea fiind la o treime din prețul Sony-urilor. Sincer, dacă vrei și ai motivație, chiar ai putea să-ți iei aceste căști pentru a-ți începe un canal de YouTube, pentru că sunt confortabile, fac, se aude bine, n-arată rău, ai și un microfon bun, cred că le-am pus invers. Ai și un microfon bun. Da, și prin acest video nu vă oblig să cumpărați aceste căști, doar vă spun că sunt foarte bune și că dacă vreți să vă cumpărați o pereche de căști, puteți să vă uitați și peste acestea. Bun, cam asta a fost cu acest review, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!